Chec cu ceapă verde. Gătim cu căsuța mea din produse lactate naturale de calitate. Mai întâi de toate batem ouăle cu praful de sare. Încorporăm iaurtul, făina și praful de copt. Adăugăm pieptul de pui ferci prealabil tăiat cu bulețe. Condimentăm cu piper negru și amestecăm. Tăiem ceapa rondele. La final încorporăm ceapa tocată. Transferăm compoziția într-o tavă unsă cu unt. Nivelăm ușor suprafața. Coacem checul în cuptoră preîncălzit. Scoatem checul de la cuptor și presurăm cu cașcavalul nostru răzuit. Întoarcem checul la cuptor și coacem până se rumenește cașcavalul. Servim checul atât cald cât și rece, iar noi vă mulțumim pentru vizionare. Poftă bună!